2020 nu putea să fie un an mai bun, mai ales în materie de muzică. După ce s-au gândit niște băieți să combine manelele cu trapul, sau mai degrabă spus manelele cu manelele, și am avut parte de cele mai mișto colaborări în materie de muzică, de la Ruby cu Salam, Abi cu Dorian și toată lumea cu Jador. Nu m-ar mira ca de Crăciun să apară o piesă Abi featuring Fuego împodobește Zdreanțo Bradul, sau Dani Mocanu cu Fuego, dușmanii vor să-mi fure Bradul. Ce mai poate să apară? Sandu Ciorbă cu Țanca Uraganu urăsc supa în Lamborghini, sau Chelu tot cu Fuego, hai să fumăm Bradul. Trebuie să colaboreze cineva și cu Fuego, adică parcă-i păcat de el. Dar pe lângă colaborările de top, la mod acum este să scoți piesă pe roleplay. Alții fac altceva pe roleplay, alții scot piese pe roleplay. Și dacă acum câteva săptămâni uitam toți la Jokerul de Galați și ne minunam împreună, între timp Jokerul de Galați și-a luat diss de la Harley Quinn și Batmanul de București. Ușor, ușor simt că mă transform în Mirela Vaida dacă mai reacționez la toate porcările pe care mi le trimiteți. Dar, atenție, Mirela Vaida nu este proastă și se întreabă de ce naiba i-ar da Harley Quinn diss lui Joker, pentru că Harley Quinn cu Joker egal love. Nu m-ar mira totuși ca pe viitor să mai apară diss-uri între supereroi și villain. Spider-Man diss Venom, ce mai poate să fie? Thor diss Loki, ce supereroi mai sunt? Oliver Queen diss Deathstroke, mi se pare corect. Și într-un fel aș înțelege de ce și-ar da oamenii ăștia diss, dar asta cu Harley Quinn diss Joker nu prea înțeleg. Dar să vedem, poate diss-tracul a fost bun. Hai să vedem ce au avut de zis Harley Quinn cu Batmanul de București. Bine, dacă ăla de Galați era puțin mai mare așa, Batmanul de București arată de parcă i-ar fi mâncat toată mâncarea ăla de Galați. Și treaba nu se oprește aici, atenție, mai există și un Batman de Vâlcea, dar ăla e atât de sărac încât nici bani de clip n-a avut. Niște impostori toți, s-au mulțit așa ca ciupercile după ploaie. Bă, berbecule, ți-am zis mă că-i popă. Nimic. Batman, Batman. Dar hai să vedem ce a avut Batman de zis la adresa lui Joker. Salut, eu sunt Batman din București. Tu ești ca un laș și te ferești. Dacă l-aduc pe Robin, tu doar mi l-o să ceri. Mai treci și tu în search înainte să postezi. Ai scos o piesă după și te crezi original. Dar ce faci tu? Crede-mă, e foarte penal. Joker amator și cosplay copiator. Te crezi cringe, dar fur de la creator. Da, i-a zis-o rău, aproape s-a înțeles ce i-a zis. De aici cred că vine și expresia vorbești cu prune în gură. Săracul Batman a ajuns să cânte cu prune în gură. Și de ce pare că și Batmanul de București a petrecut ceva timp la Arkham? Că se uită puțin așa și începe. Salut, eu sunt Batman din București. Salut, eu sunt Batman din București. Te ia un pic cu panică așa când îl vezi că face shit. Salut, eu sunt Batman din București. Asta probabil o fi puterea lui. Știm cu toții că adevăratul Batman nu are puteri, dar Batmanul de București a dobândit o putere între timp și se uită așa pe tine când vorbește cu tine, se uită așa și se prezintă. Salut, eu sunt Batman din București. Și te ia cu panică și mori. Arată de parcă ar vrea să vină să-ți șteargă parbrizul la semafor maxim. Salut, eu sunt omul cu parbrizul și am venit să-l șterg. Scâscâr. Imaginați-vă un scenariu de film cu un actor foarte șmecher, de-i face pe toți, îi omoară, se duce, el face, el știe tot, rezolvă cazuri. Un fel de John Wick. Îi omor câinele și după aia se duce pe toată familia ta și te face. Ei, imaginați-vă un scenariu cu un John Wick din ăsta în care face el, știe el, și la sfârșit de film, după ce a omorât pe toți și după ce a ieșit învingător, să vină ăsta, Batmanul. Salut, eu sunt Batman din București. Să facă un mic atac de panică și să moară. Și nu că aș vrea să fiu rău sau ceva, dar nu prea mi inspiră așa Batman copilul ăsta. Mi inspiră cel mult a personaj din cei cu Andy. Nu știu dacă voi puteți observa asemănarea. Sau ăsta de fapt o fi adevăratul Andy și ne-a făcut tuturor o farsă. Sincer, mi-aș dori să fie așa. Dar să trecem și la partea lui Harley Quinn, nu? Poate partea lui Harley Quinn o fi mai bună, cu toate că v-am zis, nu înțeleg de ce Harley i-ar da diss lui Joker, dar hei! Bine, aș putea acum să mă gândesc la niște motive, dar hai să nu intrăm în discuții pentru adulți. Iar eu, Mirela Vaida, sunt realistă. Sunt realistă că ne uităm la niște copii și na, câte așteptări să ai de la niște copii de, nu știu, 14 ani probabil? E vorba între noi acum, cu siguranță copiii ăștia sunt mult mai deștepți decât invitații mei din emisiune, dar rămâne între noi. Știi că orice om are un destin. Eu apar pe aici și o să ajut puțin. Caut un bombardier să îl termin și să-mi iau o geantă din magazin. Eu sunt Harley Quinn cu breton, cu breton. Și astăzi arăt foarte beton, foarte beton. Tot orașul știe de ce zvon, acest zvon, zvon. Dacă te iei de mine, o să te spar ca pe balon. A trecut
Mamă, ce rău îmi pare. Deci ne spune, ne informează, că ea este Harley Quinn, cea cu Breton. Cu Breton. Eu sunt Harley Quinn, cea cu Breton. Cu Breton. Probabil este bâlbâită, că ne specifică de două ori care Breton, sau ne crede proști, crede că n-am înțeles din prima. Și ne specifică de două ori că ea este Harley Quinn, cu Breton. Cu Breton. După aia ne spune că arată foarte beton. Iarăși de două ori. Deja mă simt ofensată. Am înțeles din prima și beton, Breton, 2 plus 2 fac 4, adică nu e o rimă foarte grea. Mirela Vaida nu e proastă. Și dacă ne luăm de ea, ne sparge ca pe balon. Deci bănuiesc că rip Mirela Vaida. Dar hai să apreciem totuși editul din spate și munca în fond și la urmă, pentru că dacă piesa sună destul de cringy și este ușor așa cringy, nu poți să ai cine știe ce așteptări de la niște copii de maxim 14 ani probabil. Cu toate că bara de dislike-uri este mai mare și comentariile nu foarte prietenoase. Au folosit și green screen câteva efecte acolo foarte bine. Că dacă mă apuc acum să-i zic lui Viorel al meu din emisiune de green screen, îmi zice că n-are nevoie de tacâmuri. La fel, lui Vulpița. Dacă îi zic lui Vulpița mea din emisiune de green screen, îmi zice că ea nu mănâncă salată verde pe ecran. Așa că zic să nu-i mai înjurăm pe ăștia mici în comentarii că mă supăr. Eu, Mirela Vaida, mă supăr. Nu m-ar mira să fie și oamenii în toată firea paculă prin comentarii de înjură pe ăștia mici, că în ultimul timp toți șomerii au gura mare pe internet. Să revenim la dis, totuși. Bing, bing, bang, ratatata, sunt cea mai crazy și îmi stă bine așa. Bing, bing, bang, da, 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 mă uit pe cer, frumoasă explozia. Sunt mai nebună decât jocurul de galați. Crazy. Și când spun o glumă pe toți îi fac lat. Iar dacă te pui cu mine nu o să mai scap. O să te enervezi și vrând nevrând o să taci. Dar care dis? Vă întrebați acum. Eu mă uit pe aici pe jos să nu fi călcat dracu în el, că am mai călcat eu odată într-un dis și mi-a mirosit toată casa. Dar ăsta nu este un dis, în caz că nu v-ați dat seama. Ei îl consideră dis, dar Mirela Vaida nu e proastă și Mirela Vaida vă spune că ăsta nu e dis. Pare că versurile sunt scrise de Floricica dansatoare, tot o invitată de-a mea, o fostă invitată, nu era foarte inteligentă, n-o să vă mint. Să facă azilul de bătrân, că noi suntem amărâți și suntem păstrăți. Vrem să fie pace și o țară bogată cu verdeață și frumoasă. Să le fie rușine la toți în parlament care dorme și nu stau pe scaun, să muncește pentru țara noastră. Că eu mor cu ea dacă asta doresc, să fie pace! Și pare că sunt scrise de ea, că nu sunt foarte bune versurile, dar măcar sunt așa pe pace. Iar Floricica dansatoare apreciază asta. Eu, Mirela Vaida, sunt o fire credincioasă. De mic am fost așa. Dar și Dumnezeu și-a dat demisia după ce a văzut clipul ăsta. Crazy hamburger! Crazy hamburger! This is horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger! Crazy hamburger! A zis, coaie, nu-i de mine, mă duc să-mi pun un 50 de whisky. Și s-a dus Dumnezeu și a pus un 50 de whisky, a dat shot și a zis, no, nicio șansă, nu ne mai facem bine. Acum nu știu dacă Dumnezeu vorbea serios sau era de la băutură, dar oricum ar fi, cred că are dreptate, nu ne mai facem bine. O să închid aici, că mâine am de prezentat o emisiune, n-am timp de toate prostiile astea de pe internet. Nu uitați să-i dați și lui ăsta un follow pe Instagram, la andrei.cosminn, un subscribe la canal dacă sunteți noi. Bine, eu v-aș sugera să nu, nici pe Instagram, nici pe... Și noi ne auzim data viitoare!